primul rând, dați-mi voie să-i felicit pe toți cei care au fost pluminați în această seară, cu prisosință merită aceste premii. Uh, Întorcându-ne la digitalizare, în seara asta o să premiem un om de o modestie uriașă. Un tânăr care are uh, obținut un doctorat în tehnologii informaționale, platforme web educaționale, este acel tânăr, îi spun tânăr, o să-l vedeți imediat, care ne-a ajutat de-a lungul timpului să folosim, să utilizăm tot ceea ce înseamnă platforma Campus Virtual. Atât în timpul perioadei pandemice, dar mai ales după, fără a ne lungi prea mult, vreau să-l invit aici și să-l felicităm în aplauzele noastre pe domnul Andrei Gernauciuc. Mulțumesc! În lumea digitală în care trăim, fiecare dintre noi avem mai multe identități, mai multe aliasuri. Doresc în seara aceasta să vă vorbesc din două perspective. În primul rând, ca fața nevăzută din spatele ecranului, în numele echipei CVUPT, așa cum ne semnăm cu toții, am în spate niște colegi invizibili în acest moment. Suntem cei care vă răspundem atunci când aveți nevoie de suport. În numele acestei echipe doresc în primul rând să mulțumesc conducerii UPT pentru încrederea și curajul cu care au pus în mâinile noastre studenții, profesorii, și uh, procesul de învățare pe durata acestor doi ani foarte dificili, care să sperăm că sunt în spatele nostru. De asemenea, din perspectiva omului din fața calculatorului, doresc să mulțumesc domnului Radu Vasiu, care mi-a coordonat cercetările doctorale și m-a pus pe acest făgaș al studiilor tehnologiilor educaționale. De asemenea, Centrul Idei Learning, condus de doamna director Diana Andone, tuturor colegilor din aceste colective de cercetare și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc și familiei pentru răbdarea cu care a îndurat sunetul tastelor în mijlocul nopții. Vă mulțumesc!